Deci credeți că domnul Plahotniuc nu este suficient de competent, reprezentativ sau? Și competent în acest consiliu? În primul rând, Parlamentul este reprezentat în acest consiliu destul de larg, în viziunea noastră. În al doilea rând, sunt diferite suspiciuni și diferite declarații în presă au fost făcute. Și chiar n-am să ascund că am avut foarte multe semnale de pe interior, în care mulți și-au manifestat deziluzia cu privire la conducerea acestui consiliu și, în viziunea noastră, conducerea acestui consiliu ar trebui să reflecte în general scopul reformei. Deci, oamenii care sunt în conducerea acestui consiliu nu ar trebui să genereze niciun fel de semne de întrebare, ori de altfel toată reforma ar putea să fie pusă sub semnul îndoielii, sub aspectul încrederii cetățenilor pe care va ține. Păi nu știu, până la urmă, președintele interimar al țării trebuie să ia această decizie, ori conducerea a fost creată prin decret prezidențial. Eu, în situația în care nu se va accepta, sunt gata să cedez în favoarea unui reprezentant al societății civile poziția mea de vicepreședinte în acest consiliu și să rămân în continuare membru de rând a acestui consiliu. Da, eu cred că a făcut la comandă cuiva. Domnul ministru al justiției ar trebui să se expune pe partea profesională a acestor reforme și nu pe diverse insinuări. Dar excluderea atacul la persoane, în primul rând, faptul că această discuție într-o întâlnire închise a fost atât de bine pregătită, denotă că e un atac la persoană. Prima. A doua, cine se teme de reforme și de implementarea lor, va ataca în continuare la persoană. Pe mine mă interesează reformele, implementarea lor și adoptarea prin Parlament. Constituirea acestui Consiliu a deranjat anumite interese. După cum știți, mai s-au opus mai mult decât alții doar două partide. Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democraților. Credeți că sunt întemeiate motivele? Păi, dumnealui, eu fi fost portavoce vreuna din ei. În acest Consiliu nimeni nu cere. În acest Consiliu oamenii propun. Domnul Efrim nu a fost și nici nu va fi Domnul Dumnezeu ca să judece pe cineva. Nu este nici în funcțiile lui. Dânsul nu este procuror, categoric. Nu are nici dreptul profesional, nici dreptul moral. Cu atât mai mult că domnul Efrim, asemenea, e scăpat de nu le face din capul său, ci este mai mult o unealtă. Eu am dat o tonalitate foarte constructivă ședinței acestui Consiliu și, de fapt, toți membrii în unanimitate au acceptat că în acest Consiliu noi nu facem politică. În acest Consiliu noi facem reformă și noi punem accentul pe dimensiunea profesională. Că fiecare de pe locul său de activitate trebuie să se ocupe de ceea ce îi stă în competență. Iar domnul Efrim i-am spus că trebuie să-și cunoască numărul la papuci. Vă rog.